copiii și măta și vecinii și tot. Tu și cu măta și cu neamul tot. Femei bătute, mutilate, amenințate și umilite. Copii supuși violenței fizice și emoționale, făcuți părtași la lupta dintre părinți. Nu mai da! Statisticile oficiale prezintă o Românie în care violența domestică este la ea acasă. Mi-a pus cuțitul la gât de față cu copilul. Lui a pus caterul la gât. A deschis geamul, mi l-a luat, mi l-a târnat de la etajul 1. Mi-am văzut moartea și nu doar a mea, că chiar nu-mi pasă parcă de viața mea, dar îmi păsa de copil. Primesc tot felul de amenințări. Dacă nu-mi retrag plângerile de la poliție, el o să mă omoare. Mi-e frică. Și pe stradă aici. El nu are servici, poate să stea, bine mersi, să mă aștepte. Mă rugam tot timpul ca să apuc următoarea zi să văd pe mama că-i încă în viață. Nu știu, tot timpul stăteam și mă gândeam dacă nu mai văd, dacă nu mai văd. Cu șurubelnița m-a bătut, am fost toată găurită. Deci mâini în picioarele, cu tocătorul, cu polonicul, cu tot ce prindea. Deci ce venea la mână, el dădea. În 86% din cazuri, violența domestică se produce în familiile cu unu sau mai mulți copii. Deși majoritatea femeilor sunt agresate de către parteneri chiar de la începutul căsniciei, în loc să rupă ciclul violenței din start, ele cred că aducerea pe lume a copiilor este un factor de coeziune al familiei, care l-ar putea determina pe agresor să renunțe la comportamentul violent. Din păcate, în majoritatea cazurilor, abuzurile ajung să se răsfrângă și asupra copiilor, de la cele mai mici vârste. Înainte să vină de la lucru, ziceam, mami, oare cum o să vină tati acum, nervos sau bucuros? Și ziceam, meni, încearcă și tu să nu... să asculți, să faci ceea ce el zice, ca să nu mai fie... să nu te bată. Că de multe ori mă băgam pentru ei ca să nu-i bat și ziceam că-i vina mea. Multe femei stau bătute și agresate de soții lor ani de zile, crezând că e mai bine pentru copiii lor să crească alături de tată, într-o familie întregită. Un copil provenind dintr-o familie monoparentală, dar echilibrată, cu o mamă echilibrată, cu o mamă implicată, cu o mamă iubitoare, este cu mult mai norocos decât un copil care provine dintr-o familie originară, o familie nucleu formată din doi părinți care practic își ocupă tot timpul certându-se, bătându-se, creând conflicte, creând stres emoțional și neimplicându-se deloc în viața copiilor. Puține mame își dau seama la ce traume interioare cu efecte pe termen lung își supun copiii atunci când decid să-și continue viața în violență și abuzuri. Modul acesta de manifestare a agresivității într-o formă de violență, da, un comportament violent împotriva altei persoane, poate să fie interpretat de copil ca o normalitate, dacă cu asta trăiește în casă și asta vede. Și poate să învețe că poate folosi aceste modele de comportament, tipare de comportament, atunci când vrea să obțină ceva, când își dorește ceva. Și într-adevăr vedem copiii aceia etichetați cu tulburări de comportament, copiii aceia foarte agresivi, foarte violenți ei la rândul lor, care probabil au învățat acest mod de a se comporta, pentru că așa obține ceea ce își dorește sau ceea ce are nevoie. La început, Cristi a fost doar martor la bătăile și scandalurile dintre părinți. După doar câțiva ani, a devenit și el victimă a abuzurilor. Când a intrat în colectivitate, problemele de comportament nu au întârziat să apară. De multe ori vorbea mai răspicat cu educatoarele. Le făcea că sunt rele. Deci exact ceea ce vedea acasă sau chiar s-a întâmplat să de... I-a dat un pumn la un copil în frunte. Deci, în ziua aceea am rămas, nu știu cum să vă zic,
dar nu să-l bat, pentru că știam că nu el vinovat. Vinovată mai mult am fost eu, pentru că am permis să vadă copilul meu ceea ce nu trebuia să vadă. Ioana are 17 ani. Nici nu-și mai amintește de când au început bătăile. Odată cu vârsta, agresiunile au crescut în intensitate. În timp, trasul de păr și pleznitul cu palmele au fost înlocuite cu loviturile cu bâta. Dacă îmi dădea cu mâna goală, deja nu mai simțeam. Acum cum sunt mare, eram și obișnuită și deja luase și bătă și orice prindea, dădea. Da, se enerva că nu plângeam. După o vreme, Ioana nu mai resimțea fizic durerea bătăilor, dar spaima că ar putea să-și găsească propria mamă moartă în bătaie a ținut-o nopți întregi trează. Tot timpul pândeam din camera de unde stăteam eu la ei în cameră și o vedeam pe mama, nu mișca, stătea dreaptă și de-abia răsufla. Era așa de speriată încât, nu știu, și aveam multe nopți când de la stresul ăla, cum tot stăteam și mă gândeam, și mă ridicam și trebuia să merg, că tot îmi venea să vărs, aveam stare, nu știu, și de leșin simptome și, nu știu, frica aia, tremuram și simțeam că mi se strânge carnea pe mine de la emoțiile alea, așa, frică. Tata, te rog, termină, te rog, frumos! Potrivit specialiștilor, apariția primelor semne de violență ar trebui să fie decisive în alegerea victimei de a rupe imediat cercul abuzurilor domestice. Este clar, o mamă trebuie să plece, trebuie să găsească, trebuie să înțeleagă că asta nu este o soluție, că asta creează drame și traume cu mult mai puternice decât a pleca. Amânarea momentului prin acordarea unei noi șanse agresorului face aproape imposibilă recuperarea în plan psihologic și emoțional a copiilor care sunt predispuși să devină la vârsta adultă posibile victime sau agresori. Cu cât copilul este mai mic, cu atât șansele de recuperare sunt mai mari. Dar dacă o mamă hotărăște să rămână până când împlinește copilul 18 ani, este la acea vârstă, este aproape imposibil ca să se mai poată remedia situația pentru copilul respectiv. De cele mai multe ori, fără bani, susținere sau ajutor, multe femei rămân într-o relație abuzivă, bătute, umilite și amenințate. Când sunt izgonite sau se hotărăsc să fugă de acasă, nu au unde să locuiască. Puține știu de existența adăposturilor pentru victimele violenței, un sprijin real pentru femeile care vor să părăsească cercul abuzurilor. Aș vrea să le spun tuturor femeilor care trec prin așa ceva să nu mai rapte. N-au pentru ce, că dacă azi nu e bine, nu o să fie bine nici mai încolo. Și am sperat 20 de ani că o să fie bine. Am zis că o să îmbătrânească și vine minte la cap, ori a nebunit de tot. De aceea spun, multe femei și multe mame nu știu de acest adăpost. Dar se ia legătura cu orice poliție. Orice secție de poliție știe de adăposturile acestea, unde au tot sprijinul. Au personal care se ocupă de mame. Au mâncare asigurată, au cazare, au tot ce le trebuie. Doar, repet, să nu stea să îndure. În liniștea adăpostului, acum Ioana se poate gândi la planurile sale de viitor. Departe de bătăi și certuri, ea se vede o sportivă de performanță care va reuși să-și facă o viață normală, fără violență. Până acum, în ultima perioadă, nu m-am gândit la mine. Mă gândeam numai așa la problemele de acasă și eram prea încărcată. Nu mai gândeam eu la viitorul meu. Nu știu, eu vreau să continui cu sportul, să ajung undeva sus de tot. Și mai departe, vedem pe parcurs. Andreea și-a dus copilul departe de partenerul agresor și îl vede din nou zâmbind. Cristi nu vrea să-și vadă tatăl și nici nu vorbește despre el. În lumea eroilor săi, binele întotdeauna învinge răul, iar el e mereu de partea celor buni. Mama este bună, mama este cea mai bună păcătară. Wow! Wow! O iau cu mine! Nu! Pentru că bang, bang! Pot să fac echipă de militari!
Maria regretă anii pierduți în lacrimi și durere și speră ca rănile violenței adânc resimțite de proprii copii să fie curând uitate, deși ele vor rămâne mereu acolo. Îmi pare rău pentru anii care s-au dus degeaba, pentru că fiind tânără, copilăria mea mi-am petrecut-o cu persoana care nu merita deloc.